și în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, această zi mondială a osteoporozei. Invitații noștri sunt doamna dr. Monica Copotoiu, domnul dr. Horațiu Popovici, domnul dr. Tiberiu Bățeadă și domnul dr. Lărinții Zoltan. Eu sper să fie o masă rotundă intitulată Sugestiv iubește-ți oasele, la care veți afla informații noi în ceea ce privește acest domeniu. După cum vedeți, cum am precizat de fiecare dată, medicina este o muncă de echipă, nu o muncă singulară. Avem medici specialiști prezenți alături de noi din ortopedie, din reumatologie, din neurochirurgie, din anestezie, să mă lauc eu. Așa, din păcate, ne lipsesc specialiști în endocrinologie, pentru că noi avem și activitatea universitară, este acum un curs cu studenții de endocrinologie și doamna dr. Liga Noaptur fi prezentă. Asta este, pe scurt, ce să vă spun eu, introducerea la această masă rotundă și mai departe dau cuvântul colegilor mei care sunt adevărați profesioniști care se bat cu care se luptă zi de zi cu această boală. Ei o să vă dea informații mult mai precise, profesioniste, despre osteoporoză. Să începem cu domnișoara doctor. Da, am întiertate, dar să știți că vorbesc mult, așa că nu știu dacă e bine dacă mi-a stat întiertate. Este o zi importantă și din punctul meu de vedere, așa cum am spus și înainte o colegă dumneavoastră care m-a întrebat dacă osteoporoză este o afecțiune sau o boală a adultului vârstnic, răspunsul meu este nu. Nu este boală a adultului vârstnic sau doar a adultului vârstnic. Și de ce osteoporoza la tânărul adult? Așa cum o definesc eu, tânărul adult înseamnă persoanele în vârstă de 18 ani până la 50 de ani în ceea ce privește sexul masculin, 18 ani până la climax în ceea ce privește sexul feminin, pentru că există. Și pentru că în urma unui raport care a fost comandat de către Comunitatea Europeană și care a fost realizat împreună cu International Osteoporosis Foundation, s-a constatat faptul că până în 2025 vor fi diagnosticate încă 25% de cazuri noi de osteoporoză în Europa. Până în 2025, costurile pentru tratamentul, prevenția osteoporozei vor crește de 25% până la 37 de miliarde de euro. 66% din aceste costuri sunt reprezentate de tratamentul fracturilor, care sunt consecința osteoporozei. De asemenea, doar 5% din costuri sunt alocate prevenției farmacologice, un procentaj destul de redus, iar 29% din costuri sunt datorate tratamentului fracturilor pe termen lung. Ce ne spun datele din România în urma acestui raport european, puteți